Hello și bine ați revenit pe canal! Numele meu este Elena și astăzi urmăriți un unboxing al campaniei 2. Încerc să-mi stăpânesc sprâncinele, dar nu reușesc. Mi-am umplut masa de produse pentru că am fost la Unirii și am luat comanda și am luat o controller și l-am pus pe masă și am zgâriat masa. Dar n-ar trebui să spun asta pentru că cineva se uită la clipurile astea și o să audă chiar dacă nu o să vadă. Așa că mi-am răsturnat toate produsele aici pe masă și am să încep să fac un pic de ordine și am să vă arăt în același timp. În primul rând, nu uitați să vă comandați broșuri. Aceasta este broșura campaniei 3, care prinde și, de fapt, prinde doar dragobetele. Ziua femeii și 1 martie vor fi în broșura campaniei 4. Ok. Aici am o mostră a apei de parfum Eve True, ce se va lansa în campania 3. Din revista My Even Magazine au fost la o super promoție, 5 cu 35 de lei, gelurile intime, știți că eu le folosesc foarte mult. Asta este cu miros de cireșe, cu miros de flori, cu extract de bumbac. Asta este fără parfum și mai am unul cu aloe vera și vitamina E. Am făcut o super afacere cu toate cele 5, pentru că mai aveam nevoie de comandă ca să pot câștiga toate premiile din competiția C2-C4. Eu mi-am împărțit suma pe care o am de făcut pentru această competiție pe cele 3 campanii, așadar pe contul mamei trebuie să ajung la o sumă de 1400 de lei pe campanie. Și am mai avut nevoie de comandă și mi-am mai comandat spumante de baie cu bubblegum și liliac. Am câte 4 bucăți, dar nu le-am mai scos aici ca să ocup spațiu. Campania asta a fost o campanie a parfumurilor, pentru că am avut în comandă foarte, foarte multe parfumuri. Asta și pentru că au fost la oferte în această campanie, erau 1 cu 56, 2 cu 70 și ceva. Nu mai știu prețurile, sincer. Știu doar că acest Mesmerize Black pentru ea a fost 36 de lei. Eu am comandat 2 bucăți. Astea le-am comandat ca să fie. Bun, mai departe. Aici am un Black Sweet Touch. Full Speed. Attraction pentru ea. Un Premier Lux. Am și un Premier Lux Odd. Asta l-am folosit și eu. O să-l vedeți în curând într-un clip cu produse terminate. Aici mai am o apă de toaletă Avon Quantum pentru el. Și o apă de toaletă Pur Blanca. Asta e prea albă și nu se vede. Și o apă de parfum Rare Pearls. Bun. De asemenea, și mai am o apă de toaletă Imari Elixir. Am avut pe comandă și 2 seturi Enyo Ultimate. Ia să le pun cum trebuie. Cremă de zi și cremă de noapte, 2 seturi. Câteodată îmi pare rău că atunci când e competiție pe Enyo nu am în comandă Enyo și când nu e competiție am în comandă. Super ciudat. Am aici 2 deodorante cu bilă, unul Cherry și unul Far Away. Și ceea ce este în poza de cover a acestui clip este noua agendă Avon pentru anul 2019. Este o agendă super, super faină pe care abia aștept să o folosesc. Aici. Ca niciodată am avut în comandă 3 cutii de vopsea de păr. Asta este un dark brown, very light champagne blonde și light golden brown. Să știți că vopsea de păr este foarte bună. Eu am vopsit-o an la rând pe mama cu vopsea de la Avon și chiar a fost foarte mulțumită. Din revista My Even Magazine am luat acest gel de duș cu magnolie. Este un gel de duș cremos. Sunt
sunt nebunită după gelurile astea de duș. Și tot din revista My Avon Magazine, sper să... Așa, mi-am luat acest set cu cărbune activ, body scrub, mască de față peel-off și gel de curățare, pe care abia aștept să le testez. Știți că sunt nebunită după produsele de la Planet Spa. Gelul ăsta de duș, sigur, a fost la într-un set de 5 produse, pe care sper să le fac acum repede. Să mă gândesc. 1, 2, 3, 4 și ar fi trebuit să mai fie un gel de duș. Probabil e rătăcit pe aici. Asta este un ulei de păr de la Planet Spa cu ulei de măsline. A, gelul de duș la mine bună. A, era un ulei de păr. Nu mai știu. Nu, am uitat. Sau asta pentru picioare. Cred că da, crema pentru picioare era în set. Un gel de duș, o loțiune de corp cu vanilie și un spumant cu cream. Aici am câteva creme de mâini, asta am luat-o din revista My Avon Magazine, cu ulei de migdale și glicerină. Asta este o cremă de mâini cu colagen și elastină și o cremă de mâini cu miericică. Mai am creme cu colagen și elastină, cremă de zi și cremă de noapte din gama Avon Care. Aici am un șampon Daily Shine. Haide. Dacă nu aș pune pe lângă fața mea, ce bine ar fi. Aici am o cremă pentru îndepărtarea părului facial, Skin So Soft. Aici am un portofel, dar nu pot să-l desfac. I'm sorry. Astea doar toate. Aici am o umbrelă drăguță. Arată foarte fain. De aștept să deschidă luminița să văd cum arată. Asta este o cremă pentru mâini, coate și picioare de la Planet Spa cu mâini de shea. Este extraordinară. O pereche de mânuși pentru hidratare. O pereche de șosete pentru călcâie, de asemenea și ele tot pentru hidratare. Pentru că am avut comandă de 320 de lei în campania asta, mă rog, peste 320 de lei, în care am inclus o noutate, o mascara Big and Phenomenal, am primit, și pentru că am plasat comandă și în campania 1, am primit cadou setul de produse și același set l-am primit și pe numele meu, dar nu am avut timp să filmez acea comandă și nici n-am putut să o păstrez până acum. O mască de față cu aur și od, o loțiune de corp tot la fel cu aur și od, crema de mâini și uleiul de corp cu ulei de argan, ce conține ulei de argan. Le pun aici. Aici am niște bijuterii. Sper eu să... care vin ambalate foarte drăguți și sper să nu fie... Ba da, sunt în folie și nu pot să vi-l arăt. Este acela cu inimioară. Se vede, a costat 100 de lei sau ceva de genul ăsta, este un lănțișor. Mai am o cremă de mâini de la Planet Spa cu ulei de măsline. Aici am un fond de ten extra lasting, nuanța ivory sau ivoar, nu știu cât de mult se vede. Aici am un dispozitiv pentru masaj facial de la Eniu cu țep, care creează așa niște microleziuni, astfel încât crema să pătrundă cât mai adânc în piele, fie cremă, fie ser, fie ceea ce vrea persoana respectivă să folosească. Rujurile extra lasting și ele au fost la super preț, au fost 10 lei în această campanie și am 3 în comandă. Am avut de fapt. Aici mai am un ruj de la Color Trend, Uptown Pink, încă un ruj. Ceea ce pot să vă arăt sunt niște rujuri mate și lucioase. Acesta este lucios. Este nuanța Skyline Nude. Așa arată.
Asta este tot mat. Este mistic. Deci este cel cu un pic de SIDEF. Da. Aici. Bine, asta era un pic de praf. Ce ați văzut acolo mai mare. Și Vintage Smoke este tot lucios. Câteva lacuri de unghii, Restoring Beige, asta e foarte fain. Este așa un nude, culoarea pielii, Floral Days, și ăsta e drăguț, un pic cam prea deschis pentru mine, dar gusturile nu se discută. Double Base. Double Duty Base Coat and Treatment, probabil un tratament de unghii, dar nu probabil, mai mult ca sigur. Și asta este la fel ca acesta, un tratament BB 7-in-1, nuanța Restoring Beige. Așa arată. Ei, și acestea fiind zise, asta a fost toată comanda mea pe campania, bine, nu chiar toată, v-am zis că mai am avut una înainte. Pe campania 2 și mi-am comandat și acest pliant cu produse personalizate care vor fi disponibile spre vânzare din campania 3 și deja am pus ochii pe... Eu sunt fan agende și obiecte de scris, așa că evident ce puteam să pun ochii pe o agendă, un planner și aici niște mape pentru documente și punguțele, arată foarte drăguț. Vă mulțumesc că îmi sunteți alături, nu uitați să vă abonați canalului meu dacă nu ați făcut-o deja și cu drag ne revedem data viitoare. Pupici! Trebuie să strâng și trebuie să mai fac și de mâncare. Hai, mai prea apă.